6-lea, al 7-lea. Cum n-ar dea lucrurile așa stau, deci e omul și femeia. Și la noi în casă tot așa au stat. Nu știu ce vrei să spui. Tu erai și ești stâlpul. Și mama era femeia. Am visat-o pe mama acum două zile. Bă, știți că tata are pe cineva? Dacă mă liniștește și ea e vorba. Nu mai vreau să faci asta. Ești cel mai important om din viața mea, te iubesc, mă iubești. De ce trebuie să fie un copil dovada tuturor acestor lucruri? Tu crezi că poți să nasc copilul ăsta și să nu se știa al cui e? Băi! Nu trebuie să mai te alegă soarta. Lasă-mă din casă! Ești mea! Vezi lucrul ăsta foarte... Îl vezi așa bolnav. Nu e ceva bolnav, e pur și simplu... Ne iubim și lucrul ăsta s-a întâmplat.